Te salut, Andrei. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră să dialogăm. Ce Bună faci? Ziua. Cum e începutul ăsta de sezon pentru voi? Un început greu, vă dați seama, pentru că pentru orice echipă promovată nu este ușor, dar încercăm să ne acomodăm cât mai repede de la ritmul ligii întâi și să ajungem la cea mai bună formă. După 15 ani a revenit echipa în Liga 1, totuși e o perioadă îndelungată și sunt 4 puncte în primele 4 meciuri. Ți se pare un bilanț ok? Până acum crezi că puteți să obțineți mai mult, având în vedere că sunt primele 4 etape totuși, adică abia ați avut pregătirea? Dacă e să ne gândim, puteam obține mai mult, dar și mai puțin. Au fost meciuri bune, chiar și cel de la Dinamo, pentru că eu l-am analizat așa, să zic, foarte bine și n-a fost un meci rău, decât că au fost niște momente gestionate greșit. Ei au reușit să marcheze în prima repriză două goluri la primele ocazii sau la primele acțiuni în care au intrat în careul nostru și au marcat. După aceea 30 de minute bune ale noastre în care am reușit să și marcăm și pe final iarăși un moment la cel gol de 3-1 în care practic am ieșit din joc. Urmează acum meciul cu Rapid, o echipă cu nume important, cu jucători importanți, dar într-o formă neașteptat de proastă. Crezi că aveți o șansă să profitați de momentul ăsta mai puțin plăcut prin care trec ei? Da. E drept că și ei au avut meciuri grele, dar e o echipă, așa cum ai spus, cu jucătorii cu experiență, jucătorii care au fost selectați foarte, s-au plătit sume de transfer pe ei, adică jucători buni, jucătorii cu CV-uri foarte, foarte bune, deci oricând își pot reveni sau ieși din această pasă proastă. Și voi ați adus în vara asta destul de mulți jucători și jucători cu experiență la Liga 1, adică Grigore, Budescu, a venit Ion Gheorghe, Ișvan împrumut. Mai ai de gând să mai efectuezi și alte transferuri? Crezi că mai aveți nevoie de întăriri sau cam ăsta o să fie lotul cel puțin? Da, nu știu, maxim un jucător vom vedea, pentru că este și această problemă cu lista A, unde poți avea doar 21 de jucători și nu ne permitem să lăsăm alți jucători în afara listei și doar să-i plătim. Deci o să avem așa, dacă cumva va fi ceva, un jucător foarte bun, probabil că vom mai aduce un jucător, da. Cauți pe un post specific sau doar ca să aveți numere, să știți că... Două posturi sunt vizate, dar deocamdată nu avem nimic concret. Am înțeles. Din propria pepinieră ai observat cumva vreun tânăr? Pentru că știu că la ei nu-i problema cu lista, fiind crescuți de Buzău. Ai remarcat vreun jucător care crezi că ar putea să facă pasul să vă ajute și cu regula under? Nu. E greu. E greu ca un jucător direct de la grupele de copii și juniori să vină să facă saltul la Liga 1. Și mai ales că sunt eligibil 2002-2003, sunt jucători care au terminat de mult junioratul și neexistând a doua echipă, practic jucătorii ăștia nu îi avem. Noi am putea să ne bazăm din propria academie, să spun așa, de la club, pe jucători 2005-2006. Avem jucătorii under pe Sălceanu, care este al clubului, de foarte mult timp joacă la club, Pârvulescu, pe Gladun l-am adus pentru a solidifica acolo poziția de fundaș stânga, plus Stan Alex de la Rapid. Da, atacantul. Da. Fosta ta echipă, FCSB, care a fost și campion anul trecut, a avut un start de sezon, să zic, cel puțin în campionat, neașteptat de modest. Crezi că ei trebuie să fie considerați în continuare favoriți la titlul anul acesta? Da, avem, să spun așa, în minte și sezoanele trecute, când echipele care au fost angrenate în cupele europene
să spun, au pus competiția internă pe planul 2 și s-au axat mai mult pe accederea într-o grupă europeană. Probabil așa au gândit și ei, dar cu siguranță ei vor avea un cuvânt greu de spus la câștigarea titlului. Sunt două campionate, campionatul regular și după aceea play-off, play-out, se poate întâmpla orice. Apropo de preliminariile în cupele europene, a fost ieri meciul cu Sparta Praga 1-1. Tu ai participat cu FCSB ultima dată când s-au calificat în grupe. Acum nu o să mai fie grupe, dar crezi că au șanse, având în vedere egalul ăsta din turul 3, să ajungă din nou în competiție, adică să se califice în Champions League după 10 ani, după 11 ani? Da, eu cred că da. Eu cred că pot ajunge. Ei au asta în ADN, să spun. Mulți oameni nu vedeau asta posibil privind meciurile de campionat, dar eu știam că jucătorii se concentrează altfel pentru meciurile din cupele europene și eram sigur că și aseară vor avea inițiativa și au avut posibilitatea de a câștiga. Va fi un meci greu, la fel ca cum a fost și în tur, și Sparta, o echipă puternică, dar nu cum toată lumea spunea că ei sunt favoriți cerți. Nu văd diferența asta. Cum nu o văd nici pentru meciul următor. Cu cine chiar? Cu PAOK sau cu Malmö? Da. Cu respect față de PAOK, pentru că au în componență jucători foarte buni. Au câștigat campionatul anul trecut. Răzvan e unul dintre cei mai buni antrenori români la ora asta. Face performanțe de mulți ani. Dar cred eu că va fi un meci tot la fel de care pe care. Tu ai trăit cu FCSB atunci, acum mai mulți ani, ai trăit probabil cel mai dramatic play-off, cel cu Ludogoreț. Ai fost integralist. Cum a fost momentul, cum s-a simțit de fapt când v-ați trezit la penaltiuri cu moți în poartă? Da, a fost un meci ciudat și meciul tur. Am avut meciul la discreție, să spun, am avut 1-0. Am ratat penalti, dacă mă înșel, Kipciu a ratat penalti, da. Am avut niște ocazii, chiar eu am avut una prin minutul 80 ceva să fac 2-0 la București. După aia, la fel, meciul curgea în favoarea noastră. Am avut ocazii, Cheșeru, Sămărtean, să dăm gol la Sofia. Am controlat meciul, dar cu cât trecea timpul se simțea o anumită presiune și a fost acea fază care ne-a bântuit, să spun așa, acea fază fixă, pentru că de acolo a plecat tot istoricul ăsta cu moți în poartă. A fost o fază fixă, un corner, o respingere a lui Lucas Suca la undeva după colțul 6 metri. El tot timpul respingea de unde vine mingea, de unde se executase. Acum cumva a șters mingea undeva pe 20 de metri, iar Wanderson, după aia am fost și colegi, o execuție extraordinară din prima, peste toți jucătorii care eram pe acolo, pe 5-6 metri, inclusiv peste Arlauskis. Și după aia, reacția echipei a fost bună. Tot noi am controlat meciul în prelungiri. Am avut acea fază în care puteam să marcăm. Eu i-am dat pasa lui Varela, l-am văzut trecând pe lângă mine, a cerut un spațiu. L-am lăsat 1-1 cu portarul, cu Stoianov. L-a vrut să-l dribleze, după care, când trebuia să-l ocolească, să dea gol în poarta goală, Stoianov l-a blocat și a asumat și a fost acel cartonaș și cartonaș roșu. Și meciul după aceea, noi am căutat să dăm și golul calificării, dar n-am reușit. La penaltiuri am început bine. Tu ai marcat. Wanderson, da, Wanderson care dăduse acel gol fantastic, a ratat primul, deci lucrurile mergeau în favoarea noastră, el avea un poartă pe moții. Au fost niște discuții acolo pe margine în momentul când s-a făcut lista cu executanții, unii jucători care în mod normal ar fi trebuit să execute și care erau executanți în cerți, i-au refuzat. Dar de ce au refuzat? Dar nu știu, acum n-am, nu știu cum se simțeau, fiecare știe mai bine până la urmă. Nu e o greșeală, să spun așa,
chestie de a se ascunde, așa au simțit, poate erau obosiți și mai... Dar cred eu că eu cel puțin la penaltiul executat de mine, bine, am avut și m-am și uitat la ceilalți care au executat, Moții, nefiind portar de meserie, tot timpul pleca cu două secunde înainte. Da. Și atunci trebuia doar să te uiți până în, la ultimul pas să te uiți la el, pentru că el era deja plecat. Am pierdut, din păcate, ăla putea fi anul perfect. Am câștigat toate cele trei trofee pe plan intern. Și ne-am calificat doar în Europa League. Dezamăgirea a fost foarte mare. Practic atunci Europa League nici nu ne... Nu știu, o săptămână, cred, din a știu în ce grup am picat, așa de importantă era competiția pentru noi. Adică ne gândeam doar la Champions League, eram remunerați doar la Champions League și ăsta era obiectivul clar. Cât de clar îți aduce aminte momentul, mă gândesc, te marchează și acum meciul, adică rămâne un regret că n-ați reușit, care a fost ultima calificare în grup. Seama că, da, pentru orice fotbal, am avut posibilitatea, am jucat un an înainte cu Steaua în Champions League grupe, după aia am jucat cu Ludogoreț grupe, am jucat cu Rostov grupe și am trecut mai departe. Adică am jucat în Champions League, dar vă dați seama, încă un an în plus nu strica de grupe Champions League. Pentru orice fotbalist e o experiență specială să joci în cea mai tare competiție europeană. Apropo de faptul că pe voi patronul practic vă premia doar pentru calificarea în Champions League, adică nu existau prime de victorie, de titlu sau de calificare în Europa League. Erau doar cele de Champions League? Doar cele de Champions League. Cum e pentru un jucător de la FCSB să trăiască cu criticile patronului? Adică să trăiască să-l audă la televizor sau să citească sau poate evită, dar tu poți ne spui cel mai bine. Cum îl afectează pe un jucător? Și eu am fost în postura asta, cred că toți am trecut prin situația asta. Așa, domnul Becali nu e un om, nu o spune cu răutate, pentru că după aia ne întâlneam și ne spunea, băi, uite așa, că n-ai făcut sau... Trebuie să le accepti. În momentul când ai semnat, cred că orice jucător știe că s-au întâmplat, inclusiv la jucătorii pe care el îi aprecia foarte mult sau pe care avea anumite relații cu unii dintre jucători și chiar și aceia ajungeau în unele momente să fie criticați indirect la TV. Deci, ți se părea ceva normal într-un anumit punct? Da, ajungeai să trăiești cu chestia asta și să nu te afecteze. Relația ta cu el era ok? Adică aveai vreo relație cu el? Sau nu, n-am avut. Când am semnat, atunci a fost povestea aia cu Craiova, da. Am stat un pic, m-am înțeles cu domnul Mititelu la o sumă de bani pe care o aveam de primit de la dânsul. Domnul Becali trebuia să plătească, din ce mi-aduc aminte, 1 milion de euro pentru mine la Craiova. Domnul Mititelu, orgolios, a zis că nu dă bani, eu am spus că îmi bag memoriu pentru bani și am pierdut vreo 3 luni pe acasă, 2 luni jumate. Am devenit liber, dânsul a pierdut suma de transfer și m-am dus, atunci mai mult am ținut legătura cu domnul Becali, după care în ultima jumătate de an am mai vorbit, pentru că iar a fost o situație în care nu vroiam să-mi prelungesc contractul, dânsul punea presiune, nu m-a băgat unele etape la început atunci și după aceea când a ieșit, a avut acel necaz, a stat închis și a ieșit în ultimele partide, tot la fel am mai avut așa unele discuții. Și după ai plecat chiar la Ludogoreț, la cei care v-au eliminat anul de dinainte. Da, da, n-a fost o chestie, nu știam cum te duce. Au insistat foarte mult cei de la Ludogoreț, mi-au oferit un contract bun, eram aproape de casă, am ales Ludogoreț și în perspectiva a ce avea să urmeze campionatul european. Am mai avut o ofertă foarte bună de la Antalya Spor atunci, care l-au transferat pe Eto și investeau bani foarte mulți, dar am ales să merg la Ludogoreț, unde am câștigat campionatul.
cu vreunul dintre domnul Mititelu sau domnul Becali ai mai vorbit? Că știi că în ultimii ani s-a tot zvonit că te vrea FCSB, că te vrea FCU. Ai mai avut contact cu ei? Am vorbit cu apropiații dânșilor. Nu m-am certat cu nimeni de la fotbal și cred că nu e normal să rămâi certat de la fotbal. Sunt situații care fiecare vrea să le trateze în favoarea lui și eu tot timpul am căutat să apăr ceea ce am considerat că e bine pentru mine. Au fost într-adevăr discuții și că aș merge la domnul Mititelu și la, după ce am terminat cu Piteștiul și la domnul Becali la FCSB, dar realitatea e că am ales să vin un an în divizia B, pentru că aveam și acea problemă cu licența. Am avut o discuție în vara trecută la Ucluj, unde mă înțelesesem cu oamenii de acolo și tocmai de asta a intervenit această problemă și am ales să fiu liniștit, să merg pe, să zic, să fac așa un pas înapoi ca să pot să fac doi înainte după aceea, deși n-a fost nimic concret, pentru că nu știam că voi promova. A fost o luptă grea și în Liga a doua, multă, multă muncă. Mă bucur că am reușit și acum că suntem pe prima scenă din nou. Situația cu licența ta care? Ai luat pro, știu că aveai A, cu A ai voie să fii antrenor la Liga a doua și dacă promovezi mai ai un an dispensă. Mai am un an dispensă, da. Eu acum sunt într-o situație așa, nu știu, care mă neliniștește, pentru că cu licențele și cu... trebuie să pici exact când începe licența. Un an după licența n-ai voie să te înscrii la pro, n-am putut să mă înscriu la pro pentru că s-a dat drumul în noiembrie, eu nu aveam anul acela. Acum licența e dată drumul, trebuie să aștept să termine, nu știu cum se va da din nou drumul la o altă licență pro, la fel aceeași situație e și Moldova, deci nu prea am unde să mă înscriu. Adică riști să înceapă sezonul nou de Liga 1 următorul 2025-2026 și tu să n-ai licență pro, practic. Da, eu n-am, nu ține de mine, adică ce ține de mine, eu am făcut pașii, eu am urmat drumul cel mai lung, să spun așa. Am ce a ținut de mine, cât timp am fost fotbalist, am făcut facultate, am făcut masterul, mi-am luat carnetul de antrenor. Și după aceea am făcut licența B, am stat un an, am făcut licența A, am stat un an. Ai vorbit cu cineva de la școala de antrenori despre această problemă? Că presupun că nu ești singurul antrenor care e în situația asta. Da, nu sunt singur. Am vorbit cu domnul Burke, am o relație bună și cu toți de la federație, oameni pe care îi respect, cu care am făcut performanță, ne-am calificat la campionatul european. Și ei sunt supuși regulamentelor FIFA, UEFA și nu ține neapărat de ei. Dar cred eu că ar trebui să existe pentru foștii fotbaliști o cale mai, care vor să îmbrățișeze această meserie, o cale mai scurtă. La meciurile echipei naționale de la Euro m-aș gândi că te-ai uitat. Da, m-am uitat. Un singur meci n-am văzut, cel cu Slovacia. Da, n-am știut în momentul în care ne-am fixat meciurile amicale. Tocmai atunci va fi meciul. Am avut amical și n-am putut să urmărim meciul, dar am fost așa cu sufletul alături de băieți, de staff, de toată lumea din conducerea federației, pentru că e important pentru fotbalul românesc să ieșim și noi în lume, să audă lumea din nou de noi. Pentru că eu cred că jucătorii noștri sunt subevaluați. Mă uit așa la ce sume se plătesc pe unii jucători din alte țări și da, mi se pare că totuși nu e diferență așa de mare. Păi așa a apărut și la Euro până la urmă. 4 puncte, te așteptai să ieșim din grupă, să câștigăm grupa, să fim una dintre surprizele plăcute? Mă așteptam meciul cu Ucraina, vă spun sincer că nu văd această diferență. Ok, au jucătorii buni, dar și noi la fel avem jucători buni, poate care n-au aceeași expunere ca cei ucraineni. Păi fostul tău coleg, adică știi bine pe capitanul echipei noastre, pe Stanciu, ați jucat împreună. Da, cu Nicușor, mă știu, din perioada Steaua, el era un copil atunci,
un copil bun, un băiat bun, muncitor, cu minte și cu calități și calități foarte bune. Ușor, ușor, cu cât a crescut în vârstă și a acumulat experiență, evoluțiile lui au fost din ce în ce mai bine. La echipa națională l-au responsabilizat și cu banderola de capitan și el a dat totul pentru echipa națională. Numirea lui Mircea Lucescu la națională, cum ți se pare? Păi nu cred că are rost să comentăm ce să comentezi în momentul când unul dintre, poate cel mai mare antrenor român, acceptă propunerea, e de bun augur și sper să facă rezultate foarte bune, să ne ducă după mulți ani la un campionat mondial. A existat o singură discuție, gurile rele, să zic așa, mi se pare că e cea mai bună formulare. Au zis că că domnul Lucescu ar putea să fie poate prea în vârstă pentru ce are de făcut. Nu cred. Încă te știu, dânsul este updatat la tot ceea ce înseamnă fotbalul modern. Are băieți tineri pe lângă dânsul și nu cred că va avea nicio problemă. A antrenat la cel mai înalt nivel în urmă cu un an de zile la Dinamo Kiev, fost și la Naționala Turciei, deci nu cred că sunt probleme. Nu. Gurile rele, vă dați seama că o să existe mereu. O să existe mereu și tu te-ai gândit, ți-ar surude într-o bună zi meseria de antrenor sau te vezi mai degrabă antrenor de club? Că sunt totuși două lucruri diferite. Da, nu vă dați seama că orice antrenor visează ca să ajungă la echipa națională, dar în același timp eu sunt un tip realist și la băieții le spun că cea mai mare calitate a unui om, nu a unui fotbalist, este să fie realist. Și mai avem mult de muncă, deocamdată vreau să continui ceea ce am început, spun eu, bine. Lucrul ăsta îmi dă putere și forță să muncesc, pentru că am văzut că ceea ce am făcut în anii ăștia ca antrenor, am avut rezultate. Și sper să o țin tot așa. Bun. Îți mulțumim, Andrei. Numai bine și baftă în noul sezon. Și eu vă mulțumesc.